Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1862, la data de 8 iunie, a trecut la cele veșnice Barbu Catargiu, recunoscut ca fiind o personalitate de seamă a grupării politice conservatoare. La 22 ianuarie 1862, devine întâiul prim-ministru al Guvernului Unic după recunoașterea unirii depline a principatelor. Catargiu își are originile într-o familie boierească din Muntenia, părinții săi fiind marele vornic Ștefan Catargiu și Stanca Văcărescu, fiica lui Barbu Văcărescu. Studiile elementare le urmează în București, la școala grecească de la Măgureanu, iar din 1825 urmează cursuri universitare la Paris, urmând ca aici să studieze dreptul, istoria, filozofia, literele și economia politică. În contextul internațional favorabil Unirii Principatelor, Barbu Catargiu desfășoară importante activități unioniste, fiind unul dintre liderii grupării de ideologie conservatoare din Muntenia. Fondează Comitetul Conservator al Celor Nouă, un organism politic ce a redactat și a dat publicității la 19 martie 1859 cele 8 puncte fundamentale destinate dezbaterilor și hotărârilor divanului ad hoc. Totuși, Catargiu nu reușește să fie ales pentru divanul ad hoc din cauza intrigilor liberale și atacurilor adversarilor politici. De asemenea, tot pe data de 8 iunie, în anul 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Astfel, abia să ia sfârșit prima domnie a regelui Mihai I, începută la 20 iulie 1927, ca urmare a morții regelui Ferdinand I și desfășurată sub tutela unei înalte regențe. Principelui moștenitor Mihai îi se conferă titlul de mare voievod de Alba Iulia. În 1935, regele fondează Străjeria, organizație pentru tineret menită să combată influența legionarilor, aceasta înlocuind toate organizațiile pentru tineret existente anterior. Doi ani mai târziu, în anul 1940, forțat de presiunea politică a Uniunii Sovietice, Germaniei hitleriste, Bulgariei și a Ungariei hortiste să cedeze părți din teritoriul României întregite, Carol a acceptat în Consiliul de Coroană cedarea teritoriilor și a fost mai târziu obligat să abdice la 6 septembrie 1940 în favoarea fiului său Mihai. Regele Mihai a avut până în 23 august 1944 un rol strict ceremonial sub administrația pro-germană a generalului Ion Antonescu. Regele Carol al II-lea a trecut la cele veșnice la data de 4 aprilie 1953 în Portugalia, fiind depus la Capela Regilor Portugaliei din mănăstirea São Vicente de Fora din Lisabona. În 13 februarie 2003, rămășițele sale au fost aduse în România, fiind depuse la mănăstirea Curtea de Argeș, într-o criptă special amenajată în paraclisul mănăstirii, în afara bisericii în care se odihnesc ceilalți regi ai României.